La baza unei pârtii din Sinaia s-a organizat prima ediție a Zilei Mondiale a Zăpezii, World Snow Day 2015, iar toți cei prezenți pe pârtie au luat parte la un eveniment grandios, având ca temă centrală zăpada. Au fost organizate lecții de schi gratuite pentru copii, oferite de școlile de schi din stațiune, concursuri de schi cu premii și diverse activități distractive cu jocuri pe zăpadă, dar și concursuri și activități educative cu și despre zăpadă. 20 de copii de la centrul de plasament din Sinaia au primit lecții și echipament gratuit din partea celor mai buni monitori din oraș, iar cei mici spun că aventura pe schiuri a fost pe măsură. E foarte frumos și vreau să mă dau cu schiuri. Da. Da. Te-ai mai dat până acum? Nu. Te-ai mai dat până acum? Nu, e primăvară. Schiez, îmi face foarte mult, n-am căzut niciodată, merg bine pentru prima oară și n-am căzut și abia aștept să înceapă concursul să văd ce pot să fac. Copiii au fost foarte receptivi, ținând cont că am făcut o oră jumătate cu ei, au început să facă și viraje, o să încercăm să-i mai aducem pentru că este păcat, ținând cont că sunt din Sinaia. Este păcat să nu-i aducem. Reprezentanții administrației locale din Sinaia spun că au ales să ofere această zi copiilor care nu au posibilitatea să schieze zi de zi. Pentru prima oară organizăm acest eveniment la Sinaia, aici pe Pârtia Nouă, la baza Telegondolei. 20 de copii care nu aveau posibilitatea să învețe să schieze primesc lecții gratuite de la cei mai buni instructori de schi din Sinaia. Au primit și echipament gratuit. După ce vor învăța cât de cât să coboare pe pârtie, vom face un mic concurs cu ei și vor primi. Le-am pregătit deja niște premii, diplome. Evenimentul inițiat de Federația Internațională de Schi este cea mai mare sărbătoare pe zăpadă din an, iar ediția de anul acesta a fost organizată în mai mult de 500 de stațiuni montane din peste 43 de țări. Ne bucurăm de sprijinul autorităților locale care au dat curs invitației noastre de a organiza acest deosebit eveniment, ținând cont că este Ziua Internațională a Zăpezii. Aceste manifestări se desfășoară în întreaga lume. La prima ediție din orașul Sinaia avem bucuria de a desfășura acest eveniment în parteneriat cu autoritățile locale, invitând copiii de la centrul de plasament din Sinaia. Obiectivul principal al World Snow Day este acela de a crește numărul practicanților sporturilor de iarnă și are scopul de a promova activitățile pe zăpadă ca mod sănătos și benefic de petrecerea timpului liber, în special pentru tineri.